alarma a sunat puțin după ora 1 noapte, iar pulsul a explodat ca de fiecare dată. Ce mai contează? Inima încă mă rad. Mi-am echipat rapid și am plecat spre un acoperiș de casă care ardea. Când am ajuns, ardeau trei. Desfășurare de forțe, ca pe un câmp de luptă veritabil, cu strategii definite și actori diferiți. Flăcări până la cer, fum, țipete anxioase, larmi, motoare învălate, zgomot de front, geamuri care presărez forțate de temperatură, explozii în acoperișul din azlucime. Aceeași rutină care mi este dată peste cap, mereu de adrenalină. Sunt Alin, ofițer de presă, purtător de cuvânt al pompierilor militari SUCR. Nu e prima meserie pe care am avut-o, însă peste tot unde am lucrat, mi-am pus amprenta și mi-am dorit ca acel lucru care purta semnătura mea, indiferent de natura lui, să mă reprezinte și să fiu mulțumit de el. Iar aceasta nu se putea realiza decât prin responsabilitate și asumare. Și odată ajuns la pompieri, mi-am asumat rolul primit de purtător de cuvânt, însă nu m-am mulțumit să fiu doar un simplu furnizor de informații, ci m-am transformat într-un apărător al colegilor mei și al armei pe care o reprezint. Și dacă existau restricții logice într-o instituție militară și într-o comunicare instituțională, am căutat și am găsit modalitatea prin care am putut trece peste cutume ca să pot ține pasul cu realitatea în care trăim. Mai întâi am început să scriu texte în reviste de specialitate, iar apoi, odată cu apariția rețelelor sociale, am construit texte asumate care puteau depăși sau ocoli bariera instituțională și limbajul specific. Am folosit toate armele discursive pe care le aveam la dispoziție și toată priceperea insuflată de Dumnezeu ca să pot să schimb percepția publicului față de atacurile nedrepte la care au fost supuși colegii mei în anumite perioade sau după anumite misiuni. Suntem simpli oameni. Nu suntem nici super și nici Iron Man. Nu suntem perfecți și nici nu dispunem de gadgeturile care ar transforma orice misiune a noastră în floare de urechi. Mi s-au cerut sași cu nisip, macarale și multe altele care nu există în inventarul cu mijloacele de intervenție ale pompierilor militare. Acum sperăm să nu se simtă cineva amenințat și de gunoaie, pentru că nici autogunoieră nu avem în dotare. Ultima oară mi s-a cerut un lasou ca să salvăm un cer. Am salvat cerul, așa cum ne-am pricepe noi mai bine. Dar pentru că nu aveam lasou, am fost numiți slabi. Slabi nu suntem. Dar ca tot omul avem slăbiciuni. Și știți care e cea mai mare slăbiciune a pompierilor? Copiii. Suferim atunci când oamenii își pierd casele sau, din păcate, pierd viața. Empatia ne caracterizează în ADN-ul nostru. Dar când ne stragem trupul sfârtecat al unui copil dintr-o grămadă de fiar, când găsim un bebeluș carbonizat în ceea ce a fost cândva un pătuț, sau când scoatem din adâncurile apelor micuții fără suflare. În cei 18 ani de la profesionalizare, noi pompieri am învățat de toate. Cum să facem lectura focului, cum să descarcelăm oameni din mașini, cum să fim paramedici, scafandri, pirotehniști, alpiniști, specialiști în chimic, biologic, radiologic, nuclear și în căutare salvare. Chiar și conductori de câini salvatori, sau să manevrăm tot felul de utilaje am învățat. Însă nicio școală din lumea asta, niciun centru de pregătire nu te învață cum e să ții trupul neînsuflețit al unui copil în brațe, fără să te gândești la pudul tău de acasă. Acum câțiva ani în urmă am fost la un incendiu la Putra, unde au fost afectate vreo trei gospodării. Tragedia plecase de la ușură. Trei frățiori s-au jucat cu focul și au aprins furajele din interior. Au fugit, dar cel mic, Costel, s-a întors să-l salveze pe prietenul său, un cățel, care era legat înăuntru. O pală de fum l-a pus la pământ. A mai găsit din el doar coloana vertebrală și craniul micuț. Avea doar 6 anișori. Am ajuns acasă și după un duș prelungit, m-am dus în dormitor și m-am apropiat de pătuțul în care dormea Ilinuca. Avea câteva luni și era primul meu copil. Am luat în brațe, am vărsat o lacrimă și m-a rugat pentru sufletul din Costeluș. M-am gândit în acele clipe că Dumnezeu, în bunătatea lui, are pregătit undeva în cer un loc pentru toți acești îngeri, fără voie. Noi, pompieri, știm la propriu ce înseamnă să te doară sufletul și mai știm că ne trebuie câteva zile să ne revenim după astfel de momente. Și ne revenim, pentru că lumea are nevoie de noi și pentru că trebuie să fim tari pentru semeni. Nu așteptăm să fim ridicați în slăvi, dar nici nu putem îndura toate nedreptățile aruncate la întâmplare. Eu unul
Nu pot fără să le iau apărarea colegilor mei în astfel de momente. Pentru că ne părăsim familiile fără să știm dacă este sau nu pentru ultima oară când îi vedem pe cei dragi și plecăm acolo unde cineva este nevoie. Ratăm momente importante, unele unice din viața noastră, a copiilor și a celor dragi nouă în general. Uneori suntem nemâncați și trebuie să amânăm mesele pentru că sună alarmă. Alteori ne întoarcem acasă și nu ne mai putem scoate mirosul de fum din piele, din păr și din suflet, nici cu toată apa din lume. Mergem în ziua noastră liberă la un picnic și ne uităm la cei din jur cum savurează micii sau pieptul de pui bine condimentat, abia luat de pe grătarul fierbinte. Înghițim și noi cu bucăți mari, fără să-mi stricăm cheful celor dragi, cu imaginea și mirosul de carne arsă, prezent încă în nări de la trupul victimei găsite în ultimul incendiu. Zâmbim, poftăm și mergem mai departe. Pentru că suntem simpli oameni și știm că nu le putem face pe toate. Dar ne străduim și în niciun caz nu suntem lași și nu fugim de pericole sau nu sărim în ajutor, oricât de periculos ar fi. Doar Dumnezeu ne este pavăză în acele momente și zâmbetele copiilor și a soției păstrate ca un talisman în suflet. Ăla despre care vă spuneam că știm la propriu cum este să te doară. Privind la tot ceea ce se întâmplă în România, care noi militari am jurat credință veșnică, mă gândesc că ar fi cazul să fim mai buni, cu toți, fără excepții. Și asta nu doar formal când se apropie Crăciun. Să dărâmăm baricadele care ne transformă din frați în cei mai aprigi dușmani, să învățăm să ne controlăm furia, să ascultăm, să tăcem, să ne vedem propriile slăbiciuni înainte de a le critica pe ale altora. Să avem curajul să iertăm, pentru că îți trebuie mare curaj să-ți recunoști greșeala sau să lași de la tine. Să avem curajul lui Costeluș din povestirea mea, care a înfruntat moartea pentru a salva prietenul. Ce suflet mare! Și cât de multe avem de învățat de la cei mici și de la inocența lor. Chiar dacă sună stereotip, lumea aceasta ar fi mult mai bună dacă ne-am strădui să mai fim copii, măcar pentru o zi. Și ar fi de ajuns pentru un restart. Vă spuneam chiar de la început despre alarma care a sunat la ora 1 noaptea și despre acoperișurile de case pe alte. După ore întregi de muncă, nici oglinda nu mă mai recunoaște. Nici să zâmbesc nu mai pot, iar grimasa obținută cu greu e mai mult decât satisfăcătoare. Apa îmi străpunge haina căutând pielea, frigul asemenea. Atât de mult foc, atât de mult frig. Dogoarea mă izbește doar în față, uscând în funingine într-un mod cubistic, care l-ar respira până și pe Pablo. Nu mai simt mâinile, iar picioarele. Trebuie să rezist. Croșetez scena pe covorul roșu, fără ca publicul să știe cine sunt, să mă strige pe numele mic, să mă întrebe ce mai face familia, cei mici. Sunt un ilustru necunoscut, dar uniforma mă rupe din contextul dezastrului. Mă responsabilizează și mi-aluncă gândurile despre existențialitate. Nu am timp să mă vin. E ziua de mult, mă retrag în spatele autospecial. Beau o gură de apă și mi-aprind o țigară. Schimb de experiență cu fumul înghițit toată noaptea. Au venit băieții din tura cealaltă să le schimbe, dar încă nu s-a terminat. Mai avem de răscolit după scânteia spuse. Cine sunt eu? Nici oglinda nu mă mai recunoaște. Însă știu că acasă ai mei m-ar descoperi și într-o mie de fețe ascuns. Cei mici și ea abia așteaptă să mă strângă în brațe. Iar eu nu mai pot de dorul lor, deși nu au trecut decât 24 de ore. Acolo mă scol de fum, de păcate, de uitări, de frustrări, de tot. Acolo, acasă, îmi reîncarc bateriile pentru data viitoare, îmi voi pune umărul la încă o bucățică de dreptate.